Mulțumim! Plăcere! Mâncare! Deci tata îi dădea zăpada după mașină, îi făcea cafea dimineața, ne făcea de mâncare. Ce frumos! Se purta foarte frumos. Așa îmi doresc și o relație. Să-l iubească părinții. Mama la fel îi spunea, dacă voi vă iubiți și vă înțelegeți, eu n-am nevoie de nimic. Eu vă fac nuntă, eu vă fac casă, vă fac tot ce vreți voi. Ce-l iubesc pe omul meu. Frumos. Părinții mei sunt niște... Hai să mâncăm! Haideți să dăm la masă. Măcar stăm la masă. Iar mâncăm? A, gustăm! De data asta doar gustăm așa de un cartofi. Noi mâncăm mereu, știi, asta e ideea. Ștefanica mea frumoasă. M-a luat cu amețeală. N-ai mâncat. Ești bine? M-a luat cu amețeală, ce dracu am. Mănâncă ceva dulce. Am dat să o pup pe ea și m-a... Vrei apă, vrei lămâie? Nu vreau nimic, nu. Că nu mi-e rău, chiar nu mi-e rău. N-ai mâncat. Da, tu cu amețeală. Zahăr? Nu, măi, că nu mi-e rău, nu știu de ce nu m-am ocupat starea asta. Hai să mănânci pe te. Ton. Și-a mâncat un pic. Și mănâncă ce-a pregătit Adrian. Doar că te pui și joc, mi-e frică să nu mai cad. Nu mai cad, nu. Hai că-ți dau aici în locul meu. Cad așa, nu știu. Dar nu mi-e rău, adică nu simt că mi-ar fi rău. Pune una rău. Și mănâncă. Unde vrei să mănâncă? Dă-mi și mie o furculiță, te rog. Aici, aici, aici. Îmi place să stau lângă camera. Eu una să o iei în bară sală. Ești ok? Hai să ieșim până afară, știi. Ia să mănânce. Nu mânca nimic. Vei făculița? Cum nu mânca nimic? Nici nu fac la masă. N-ai mâncat? Nu. Eu vreau să recunosc pe amândouă, dar eu nu apuc să mai cer nimic de la ele, că mi-arată fiecare cum e. Latura lor și mie nu-mi place. Mie nu-mi plac genul ăsta de fete, de femei. Da, mă, dacă m-ai zis și tu, sunt la nervi chestiile alea. Da, frate. N-ai apucat să vezi și bun, altă da, latura lor. Vii, exact, și când o văd? Vin ca să spui că am venit pentru Mădălin, vreau să-l cunosc, dar uităm că am venit pentru Mădălin, am venit să ne certăm. Sau, Mădălin, îmi place mult de tine, vreau să te cunosc, dar uiți să că vrei să mă mai cunosc și te cerți. Sau, tu chiar vrei să-ți văd și latura asta? Sau, nu știu, eu nu m-aș certa în fața unei femei pe care vreau să o cunosc sau să o cuceresc. Pentru că nu arată bine, nu se vede bine. Tu ai fi preferat să vină să te ia deoparte și să încerce să te cunoască, să vadă cum ești tu. Nu, da, nu neapărat, dar nu-mi plac genul ăsta de femei, adică să le văd cum țipă, cum dă cu palma în masă, cu dați. Mie nu-mi place așa. Hai să zicem că a fost la nervi. Nu pot să zic acum să trag concluzie. Oarecum e mult spus de dau o șansă sau... Dar vreau să le las să văd dacă chiar așa sunt ele. Mie nu-mi place așa ceva, mie nu-mi plac femeile astea. Ce-ar fi să vezi acum, Boviu, că, uite, de exemplu, a ta, ok, a fost, s-a simțit tensiune, conflict, a plecat. Pleci, frate. Demonstrează că ești puternică și ai caracter, nu stai să te măscărești. Da. Bă, sper să clarifice că măi, ești bine toată tensiunea aia așa. Răutate, tensiune, nervi. Te uiți tu la cartofi un pic? Da, vă ce hai, la... te rog. La baie. Mie nu-mi place așa ceva. Nu e mediul în care vreau să trăiesc. Voi vă dați seama la un lucru? Dacă și noi, între noi, băieți în casă, ne certam, ce se întâmplă aici? Da. Ne certam și ne rezolvam problema. Ești a bătaie, frate. E urât. Nu. Dar n-am certat. Nu trebuie să... Nu, fane, zic, dacă și noi eram ca... ca ele. A, niciodată. Și ne certam și noi, și ele. Și când ne zoneam... Fane, cu Adrian se mai ia ei puțin. N-are mă nicio legătură, tu de-abia acum o să vezi, o să se spună, o cred să că a se fost pară... prima dată când se... Până da. Cunoști tu așa, o să vezi că la un dat să-i spun cuvinte mai grele așa, dar nu sunt. Cred că a fost prima dată. Păi eu zic că se ia așa puțin, nu la modul... Păi asta spun, nu cred e o ceartă ca la ele. Ieri, alaltă, ieri, nu compar, perfect. Sau când a fost? Da, ce-am așa, ca idee... Ieri sau alaltă, crezi frate... că noi trebuie să ne iubim așa între noi? Nu mă, frate, e chestie doar să-l respect. Nu mă interesează da, pe să ne acceptăm. Exact, te tolerez, că nu mă interesează pe mine să aibă, să-i fac o părere bună lui Mădălin, ție, lui ăla, lui ăla, lui ăla. Dar atâta timp cât mă respecti, vede că mă comport civilizat cu el, poate să spună pe la colțuri absolut ce vrea el, nu-i treaba mea. Eu îl respect în continuare, îi arăt respect și vii aici în casă și primește... Eu, uite, de exemplu, când am venit aici, Adrian avea niște glume care mie nu-mi plac vis-a-vis de alți băieți. Exact. Și am spus, băi frate, cum nu faci de-astea? Am înțeles, băiatul n-a făcut. Asta a spus, setezi adică niște bariere. Adică, nu, de exemplu, ție nu-ți place, dar nu-i spui omului și îl vezi că face, și la un moment dat te enervează și dai una. Nu așa.
Exact. Îl pui în temă, frate, nu-mi place. La noi cam așa a funcționat. Ieri sau alteri, Ștefan. S-a răstit la el, eu sunt sigur că Adrian a înțeles. Clar. Cam asta se întâmplă. Nu-ți place, îi spui de la început, stabilești că nu uiți. Primiți cu colindul? Da. Bună. Ce faceți? Mâncam. Vinișor. Vinișor? Da. Iar mâncați? Câte ori pe zi mâncați? Ne-au trimis băieții ceva. Am gustat. Ce v-au trimis băieții? Cartofi prăjiți. O zi tensionată astăzi. Foarte. De ce? De ce atâta tensiune în casa voastră? Se știe răspunsul. E unul roșu. Roșu? Roz. Mult roz. Mauve. Nu știu ce culoare e. Bianca? Bianca. Încearcă să găsească conflicte cu toată lumea. De bine. Doar ție. Aniela, te rog. Abține-te. Dai și mie până aia mauve, te rog. Mulțumesc, ești drăguț. Noroc să taci. Ești drăguț. Ce s-a întâmplat aici? Ce e asta? Sunt anumite tensiuni care există între noi și nu au fost tensiunile astea, nu a încercat nimeni să le aplaneze. Dar vă doriți asta? Noi ne dorim, dar cineva anume nu vrea, doar joacă un rol. Adică a încercat să joace rolul de a vrea să... Ieri, parcă a zis o singură dată că își cere scuze, dar nu își cere scuze, n-am înțeles nici eu. Dar nu mai are șansă oricum de a mai aplana vreo situație cu niciuna dintre noi. Adică s-a certat cu toate? Te-ai certat cu toate, Bianca? Nu. Vă deranjează că este liderul în această săptămână? Nu, nicio treabă, pentru că pentru noi clar nu este lider ea. Dar ce se întâmplă? Raluca, Marina. Bianca s-a luat de mine fără motiv, pot să spun așa. Cum adică fără motiv? Ea probabil a vrut să mă atace în fața lui Mădălin, să-mi arăt eu o altă latură sau nu știu, dar m-a enervat foarte tare. Mă enervez foarte greu, Andreea. Probabil m-ai văzut ce fel de persoană sunt. Mă enervez foarte greu, dar ea m-a scos din sărite. Mi-a spus că sunt proastă. Deci m-a făcut proastă, mi-a zis că nu am creier. Mi-a zis că nu știu să vorbesc. Deci îmi venea să plâng de nervi. De-aia Daniel cu ea că nu are creier. Da, Daniel nu vrea să fie cu mine, fiindcă eu nu am creier. Astea au fost acuzele pe care Bianca mi le-a adus mie. Eu nu am vrut un conflict cu ea, dar când cineva mă atacă în modul ăsta, nu am cum să nu ripostez. Nu spui părerea despre mine în față, păi dar nu mi-ai cerut-o și nu sunt genul care să-mi spun părerea fără să mă întrebe cineva ceva. Dacă veneam la tine și spuneam, Bianca, nu-mi place că tu zâmbești fals, nu-mi place că zâmbești ironic, ai o față mereu de ironie, mie nu-mi plac gesturile astea. Să mă sfideze din priviri cineva. Ea mă sfidează din priviri. Ne sfidează pe toți din priviri. Pe mine mă scoate din sărite când cineva se uită așa la mine. Cu zâmbetul așa. Deci nu mai pot. Nu puteam să mă lua să spun nu-mi place fața ta, Bianca. De ce? Deci că nu-mi place. Ea râde și zâmbește. Îi dai o satisfacție că vorbești despre ea. Dar nu mă interesează ce satisfacție îi dau ei. Nu mă interesează. Ea dacă era o persoană cu capul Andreea m-a întrebat și eu spun părerea. Nu vreau să, nici măcar nu vreau să mai stau la ea. Nici nu vreau să mai văd, vă jur. Nu vreau să mă cer cu ea și de asta nu vreau să mai văd. Pentru mine Bianca nu mai există, nici măcar nu vreau să-mi pronunț numele. Este ultima oară când vorbesc despre ea pentru că m-ai întrebat și pentru că vreau să clarific conflictul dintre mine și ea de astăzi. Dar eu, Bianca, nu vreau să-l mai pronunț numele acesta, nu mai vreau. Dar de ce crezi că a făcut asta în fața lui Mădălin None? Să-i atrag atenția, probabil, să-i zic, uite, fata asta este o fată proastă, nu știe să vorbească, de ce să te uiți tu la ea și de ce să uiți la mine? Și într-adevăr, tu ești o fată proastă, nu erai în stare să vorbești? Ba da, doar că nu știu unde a tras ea concluzia asta. Exact. Că nu am venit să-i spun în față că nu-mi place fața ei, dar nu cred că o interesa oricum. Dacă mă întreba, de ce nu-ți place de mine? Păi îi spuneam, nu-mi place fața ta. Crezi că se simte în pericol? Cine? Ea? Da. Nu interesează oricum, că ea n-a venit aici pentru o relație, Andreea. Dar înțeleg că a fost un conflict și între tine și Adrian. Ce ți-a făcut Adrian? Deci vă zic eu, nu a fost o glumă. Am întrebat-o pe ea. Am întrebat-o pe ea. Păi dar ea o să zic că tu. Noi am făcut ceva greșit. Aș vrea să facem conexiunea și cu casa băieților. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bine! A fost o zi tensionată până în acest moment.
Și aș vrea să știu exact ce s-a întâmplat cu Aniela, Adrian. Da? Ce s-a întâmplat cu Aniela? Vreau să știu dacă glumele pe care tu le faci cu Aniela au un motiv anume, au un scop anume. Nu. Te plictisești? Nu. Dar? Să mai râdă și ea. Să mai râdă și ele? Și ea. Și ea? Păi ea nu râde, ea plânge. E, exagerează. Păi de ce exagerează? În primul rând, eu am speriat-o, practic, nu i-am făcut nimic altceva. Neștiind că ea avea un pahar în mână, nu am știut. Ea, când s-a speriat, a mișcat paharul și s-a udat un pic pe cămaș. Adrian, dacă se împiedica și cădea și își rupea o mână, un picior, Doamne ferește. Da, într-adevăr, o glumă deplasată, dar nu s-a întâmplat nimic. Și cealaltă glumă cu prosopul? Care cu prosopul? Mi-e un pic greu să o explic, este foarte urâtă și mi-e un pic... Știi, mie nu prea mi-e rușine de absolut nimic în viața asta, pentru că sunt un om foarte corect. Și nu mi-e rușine. Dar un pic gluma pe care ai făcut-o tu mai devreme cu prosopul, parcă nu pot să o explic. Nu pot. De ce ai făcut asta? Tot pentru amuzament. Pentru amuzament? Da. Pentru amuzamentul tău? Al tuturor. Care tuturor? Că nu era multă lume acolo la acea masă. Aia. Te plictisești aici în casă? Te plictisești alături de Raluca? Te plictisești alături de băieți? Niciodată. Îți place Aniela? Niciodată nu mă plictisesc. Dar aici. Dar ți-ai făcut un scop în a o face pe ea să regrete că este aici? Pe ea și pe Bianca. Pe ea și pe Bianca? Poți să faci asta cu glume inteligente? Glumele inteligente sunt pentru inteligenți, că doar ei le pot înțelege. Am înțeles. Atunci te poți abține din astfel de glume? O să fac asta din respect pentru tine. Uneori, Adrian, în momentul când face glume, nu glume în legătură cu mine, dar în momentul când face niște glume față de colegii din casă, uneori sunt foarte exagerate și eu m-aș simți prost ca el să-mi facă mie așa glume. Și de multe ori zic, las-o mai încet, respectă, fă, poate că și eu intru cu el în jocul lui, dar de multe ori îi spun, liniștește-te, nu mai fi rău, nu mai vorbi urât de fiecare persoană, că și pe mine m-ar deranja ca cineva, un băiat, să facă glume cu mine.